Sezonul rece a creat disconfort pentru gorjenii sensibili, fapt care a condus la înregistrarea unei avalanșe de internări în ultima vreme pe mai multe secții spitalicești. Cei mai mulți bolnavi internați au suferit viroze respiratorii, afecțiuni pulmonare, urmare a variațiilor de temperatură, dar și cele reumatice. Cele mai frecvente afecțiuni în această perioadă a anului la noi în spital sunt virozele respiratorii datorate temperaturilor scăzute. Avem multe acutizări ale afecțiunilor cronice pulmonare, cum sunt BPOC-urile sau bronșitele, urmarea variațiilor de temperatură. Mai avem afecțiunile cardiace, în speță cardiopatia ischemică sau hipertensiunea arterială, tot urmarea variațiilor de temperatură, precum și a nerespectării regimului alimentar. Mai avem afecțiunile reumatice, urmarea temperaturilor scăzute. În sfera ORL avem afecțiuni urmarea expunerii la frig. Medicii reamintesc tuturor persoanelor vulnerabile la astfel de afecțiuni să se ferească de frig sau să se îmbrace adecvat în această perioadă. Evitarea expunerii la temperaturile scăzute și respectarea regimului alimentar în timpul sărbătorilor și respectarea tratamentului existent pe care pacienții îl au deja. În spital sunt internați în acest moment peste 1000 de pacienți cu diferite afecțiuni.